Salut! Eu sunt Radu și bine te-am regăsit la un nou episod al serii Sesiuni de Anatomie, susținută de Biomap. În episodul acesta vom discuta despre nervul ulnar. Episodul va fi împărțit în trei secvențe: limite, traiect plus raporturi și, în ultimul rând, ramuri și teritoriu de inervație. În prima parte a acestui episod vom vorbi despre limitele nervului ulnar. Acesta și are originea la nivelul fascicului medial al plexului brachial și își termină traiectul la nivel palmar. Haideți să evidențiem și pe model. Deci, după cum am spus, originea este la nivelul plexului brachial din fascicul medial, are un traiect descendent la nivelul brațului și antebrațului și se termină la nivel palmar, de unde dă ramurile sale terminale. În continuare, vom discuta despre traiectul nervului ulnar și raporturile pe care acesta le stabilește. După cum am menționat și anterior, se desprinde din plexul brachial la nivelul fascicului medial și are un traiect descendent la nivelul brațului. Acesta se află situat anterior și medial de artera axilară și apoi anterior și medial de artera brachială. Are un traiect descendent, iar undeva la jumătatea brațului, la acest nivel, străpunge septul intermuscular medial și trece în partea posterioară, în planul posterior al brațului, pentru ca apoi să se așeze la nivelul șanțului nervului ulnar, indicat pe model, pe fața posterioară a epicondilului medial. Nervul ulnar trece la nivelul antebrațului printre cele două origini ale mușchiului flexor ulnar al carpului. Apoi, nervul ulnar are un traiect descendent la nivelul antebrațului, fiind marcat de raportul pe care acesta îl stabilește cu artera ulnară. Împreună, trec superficial de retinaculul flexorilor printr-o dedublare a acestuia, denumită și canalul ulnar, ca apoi să-și termine traiectul la nivel palmar, de unde se împarte în ramurile sale terminale. În continuare, vom vorbi despre ramurile nervului ulnar și teritoriul de inervație al acestuia. În primul rând, acesta dă ramuri musculare, care vor inerva mușchii cu care acesta stabilește raporturi, și anume mușchiul flexor ulnar al carpului și partea medială a mușchiului flexor profund al degetelor. Acesta mai dă și o ramură palmară, ce se desprinde la nivelul antebrațului, cam pe la acest nivel, și inervează tegumentul regiunii hipotenare. Nervul ulnar dă și o colaterală, și anume ramură dorsală a nervului ulnar, ce va înconjura tendonul mușchiului flexor ulnar al carpului și ulna, are traiect descendent la nivelul antebrațului, iar la nivelul mâinii ajută la inervația senzitivă a feței posterioare a degetelor 5, 4 și 3. Am căutat această informație în mai multe cărți, iar teritoriul de inervație al ramurii dorsale diferă de la editură la editură. Nu în ultimul rând, nervul ulnar dă două ramuri terminale: ramura superficială și ramura profundă. Amândouă se desprind la nivel palmar. Ramura superficială se împarte în doi nervi digitali comuni, apoi în doi nervi digitali proprii, ce în final vor inerva senzitiv tegumentul palmar al degetului 5 și fața medială a degetului 4, în timp ce ramura profundă ajută în principal la inervația regiunii hipotenare a mâinii. Bun, dragilor! Acesta a fost nervul ulnar. Eu sunt Radu și mă găsiți pe Facebook și Insta la Radu Poajgă. Episodul de astăzi a fost realizat cu ajutorul platformei Biomap, iar dacă ți-a plăcut și ție, încearcă site-ul folosind linkul din descriere. Până data viitoare, îți doresc mult succes la învățat!